Proiectul va dura 5 ani de zile, va începe probabil pe la mijlocul anului viitor, oricum mai devreme de 3 luni nu am cum să-l încep. Iar eu sper ca până la sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026 să avem o istorie a literaturii române în limba engleză de aproximativ 1000 de pagini, într-un volum sau în două, apărută la o editură de prestigiu din mediul occidental. Ceea ce înseamnă a fi român nu este ceva dat, odată pentru totdeauna. E un termen care are o istorie, un termen care a avut o evoluție. Acum 100 de ani încă li se mai căutau, așa zisilor, adevărați români pe digriul. Adică dacă un scriitor era bănuit că are puțin sânge evreiesc sau bulgăresc, automat exista riscul să fie exclus din literatura română. Au fost polemici nenumărate pe în jurul lui Eminescu, dacă are sau nu origini străine și așa mai departe. Evident, un asemenea concept nu mai este valabil astăzi, dar ceea ce vreau să spun este că de-a lungul acestei literaturi, ceea ce s-a înțeles prin istoria acestei literaturi, ceea ce s-a înțeles prin literatură română a însemnat lucruri diferite, în funcție de epoci diferite. Uneori s-a identificat literatura română cu etnia, alteori cu limba, în perioada comunistă cu teritoriul, adică toți care trăiam în România erau români și doar ei. În perioada contemporană vorbim de o noțiune ceva mai suplă, pentru că avem o diasporă atât de bogată și așa mai departe. Ce înseamnă istorie? Și asta este o altă problemă. Sau din ce unghi ar trebui scris o asemenea istorie? Ei bine, mult timp istoria literaturii române a fost gândită ca modul în care, ca să parafrazez o expresie celebră, noi am devenit noi înșine. Adică a fost văzută ca o poveste grandioasă prin care noi ne-am tot luptat cu străinii, i-am învins în cele din urmă și am reușit să ne formăm un suflet, o identitate proprie. Ei, eu cred că această narațiune ar trebui să fie pusă la îndoială, să fie analizată mai riguros și alternativa pe care o să o propun această istorie este constă în faptul că literatura română, ea însă și-a avut dintotdeauna o structură internațională. Că nu există națiuni pure, asta este utopie, și că noi, românii de astăzi, suntem suma experiențelor noastre istorice și suma interacțiunilor cu alte popoare. Nu numai modul glorios în care ne-am construit limba română și o literatură, dar și suma traumelor, a războaielor, a dilemelor identitare pe care le-au avut scriitorii care au publicat în acest câmp literar. Ca să revin la problema României, chiar despre asta este proiectul meu. De fapt, ce mai înseamnă să fii român în secolul 21? Ce ne mai leagă, ce ne mai constituie ca o comunitate, cum ne raportăm la alte comunități, iar perspectiva pe care mi-aș dori să o promovez, chiar dacă aparent utopică, este aceea că poate exista o înțelegere a națiunii și după naționalism. Că odată ce ai depășit naționalismul îngust și retrograd, nu trebuie să cazi neapărat într-un discurs demagogic, globalist, cum se vehiculează astăzi în unele medii. Dar că, din punctul meu de vedere, nu avem cum să ne mai concepem națiunea și identitatea de român fără să ne raportăm la ceilalți și să ne raportăm la ei nu ca la niște dușmani. Pentru că dacă săpăm puțin în istoria noastră,
vedem că foarte mult din ceea ce credeam că este românesc se datorează de fapt altor. Fie că sunt vecinii noștri, fie că avem legături mai îndepărtate cu ei. De fapt, istoria, de asta am și spus, istoria literaturii transnaționale a literaturii române, înseamnă, într-un anume sens, și o istorie a literaturii mondiale scrisă dintr-o perspectivă românească. Unde începe și unde se sfârșește literatura română? Cumva începe în China, dacă vreți, cu Nicolae Emilescu Spătaru, și se sfârșește în Hawaii, unde au ajuns unii dintre poeții noștri avangardiști. De fiecare dată când am ocazia sau să vorbesc despre literatura română, prefer să fac și o pledoarie în favoarea literaturii contemporane. Evident, îi citim pe Eminescu, pe Sadoveanu, pe Arghezi, sunt scriitori români importanți, ne-am format cu ei, dar literatura română vie, și asta se știe de la Lovinescu încoace, este literatura care se scrie acum. Dacă e să ne îngrijorăm pentru literatura română, din vreun anume punct de vedere, nu este că o să ne o fure străinii. Ar fi foarte frumos să o fure, să o vândă, să o promoveze. În fond, asta îmi doresc să fac și eu. Ci că nu o să mai citească românii. Asta ar fi lucrul cel mai dezastruos pentru literatura noastră. Ori eu consider în continuare că avem o literatură valoroasă, o literatură care merită citită și promovată. Și dacă, să zicem, măcar o dată pe an, cititorul de literatură care intră într-o librărie, alege de pe raft o carte, oricare ar fi chiar și întâmplător, de literatură română, și o citește până la final, cred că n-are nimic de pierdut. În schimb, literatura română ar putea avea foarte mult de câștigat. Sunt un om mulțumit de ce, de cât câștigă. Chiar consider că ar fi ipocrit să mă plâng. Cred că viața mi-a oferit până acum mai mult decât am meritat și am o viață decentă, mulțumitoare. Nu văd de ce mi-aș dori mai mult din punctul acesta. Am vândut ziare în clasa 9. A fost, ce să zic, era epoca de aur a presei românești, anii 90. Am început cu două reviste locale, la care primeam 25% comision. Și apoi, cum să zic, mi-am diversificat oferta, în sensul că făceam bișniță, nu știu, am voie să folosesc cuvântul bișniță. Făceam bișniță și cu presa centrală, în sensul că le luam din chioșcile. Făceați marketing. Așa, marketing. Le luam din chioșcile din centru și le vindeam pe la fabrici, nu știu, mai puneam 10 bani în plus sau cât era pe atunci. Un mic adaos. Da, un mic adaos. Bine, nu așa mi-am făcut primul milion de euro, acum am făcut primul milion de euro și nici măcar nu este al meu. Pentru mine, marea provocare a fost să fac performanță din România. Nu e ușor, evident, nici să pleci afară și să încerci să răzbești acolo, indiferent dacă e vorba de o țară foarte avansată din punctul de vedere al cercetării, pentru că și acolo concurența este îngrozitoare. Dar pentru mine adevărata provocare a fost să fac performanță internațională din România. Și pe viitor, nu știu, m-aș bucura ca pe de o parte să fie mai mulți colegi de breaslă, de generație, de domeniu care să creadă în aceste lucruri. Iar, pe de altă parte, mi-ar plăcea și să împărtășesc cu altora din experiență.